Bine v-am regăsit, dragi părinți! Pe parcursul la nenumărate episoade, am discutat separat despre toată povestea legată de naștere naturală, cu toate detaliile, la fel și despre cezariană, și toate discuțiile noastre s-au focusat până în momentul ăsta pe mamă. Ce simte, la ce să se aștepte, care sunt dificultățile, poate, eu știu, chestiunile care trebuie să le ia în calcul în vederea unei nașteri, da? Cam la ce complicații se poate aștepta, cam cum este recuperarea după naștere. Și a rămas să vă povestesc separat despre ce anume se întâmplă cu bebelușul în momentul nașterii. Care ar fi îngrijirile imediate care trebuie acordate unui nou născut imediat după naștere și cum anume are loc acea primă evaluare făcută de către medicul neonatolog la naștere. Bineînțeles că, în funcție de felul nașterii, chestiunile legate de nou născut pot avea loc ușor diferit. Bineînțeles că la naștere naturală, dacă lucrurile merg așa cum ne-am planificat și nou născutul se simte bine în momentul nașterii și putem face ora magică, da, să punem bebelușul pe pieptul mamei și așa mai departe, această legătură skin-on-skin, care e foarte importantă și care este recomandată să fie practicată de fiecare dată când este posibil, da, cumva face lucrurile ca această evaluare a nou născutului să se desfășoare în mare parte chiar acolo, pe pieptul mamei, da? La cezariană, situația fiind foarte diferită, bebelușul imediat după ce a fost scos de către medicul obstetrician, da? S-a terminat pulsația cordonului, da? Este arătat mamei, este predat ulterior la neonatologie, la medicul neonatolog împreună cu asistenta care vin la sala de operații, urmând ca aceștia să-i facă evaluarea și îngrijirile imediate ale noului născut. Așa se întâmplă și la naștere naturală. Tot medicul neonatolog și asistenta de la neonatologie vin, doar că nu vor lua copilașul la ei, acolo pe măsuța lor de la neonatologie, decât dacă bebelușul care se naște natural nu este într-o stare bună și necesită, eu știu, ajutor imediat din partea lor pentru a se adapta la viața extrauterină. Bun, haideți să vedem acum, să le luăm pe capitole, da? Ca să vedem puțin exact cam care ar fi diferențele și să începem cu varianta ideală, și anume cu o naștere naturală care a mers foarte bine și în secunda în care bebelușul a ieșit, da? Primul lucru pe care îl facem noi ca medici, obstetricieni, să punem bebelușul pe pieptul mamei. Așa ud și murtărel cum este el, da? Îl punem pe pieptul mamei, ideal ar fi să fie un contact skin-on-skin, adică piele pe piele, da? Acest lucru este foarte favorabil în toate punctele de vedere, adică atât ca și temperatură, cât ca și confort al nou-născutului, dar și al mamei. Totul vine ca o împlinire de moment foarte importantă pentru amândoi. Este o legătură emoțională instantanee care se creează în acel moment și este bine ca bebelușul să fie pus pe pieptul mamei, da? Sau pe abdomen, cum se poate în momentul respectiv, în funcție de poziția cum stă mămica, și să avem pregătite din partea neonatologului care vine la naștere niște pelincuțe sterile, ca niște păturici așa micuțe, da? Sterile, încălzite dacă se poate, cu care să învelim nou născutul, pentru că acesta este ud de lichid amniotic și cumva vă dați seama că îi poate fi frig, da? Și atunci el este învelit, acoperit și eventual chiar șters ușor, nu insistent, nu căutăm să ștergem fiecare detaliu, da? De pe pielea bebelușului, care știți că este acoperită în mod normal cu acel vernix cazeos sau o substanță așa albicioasă, cerată, care are rolul de a-i proteja pielea atunci când este încă necopt, da? Deci acest vernix este mai puternic la copii cu cât sunt mai cruzi, cu cât copilul este mai copt, mai aproape de 40 sau chiar din sarcină supramaturată, acest vernix lipsește, da? Sau este în cantitate foarte mică. Tendințele actuale sunt mai spre natural, adică de unde mai de mult era obsesia asta riguroasă de a șterge copilul de orice milimetru de vernix, de a se face baie non-stop imediat după naștere și în fiecare zi după naștere și așa mai departe, acum se merge mai spre natural, da? Uneori în multe din maternități se recomandă a face baie bebelușului abia după 24 de ore și nu a insista foarte mult, pentru că pielicica este sensibilă. Și în tot cazul nu-i face rău, adică vernixul acela are și un oarecare rol de protecție. Nu trebuie să dăm nici într-o extremă, nici în cealaltă. Deci atunci când bebelușul s-a născut, trebuie cumva să-l acoperim și să-l ștergem ușor, măcar să îndepărtăm partea lichidă, măcar să nu fie ud, da? Eventual acea pelincuță care s-a udat toată, s-a îmbibat cu apă de pe nou născut și de vernix, putem să o înlocuim cu o alta care e curată, uscată și călduță, ca să-l acoperim bebelușul care să stea acolo lângă mama, da? Cu această ocazie, bebelușul este și ușor stimulat, adică în momentul în care este frecat așa pe pielicică, el trebuie să aibă acele reacții fiziologice, adică plânsul acela obligatoriu. Știți că un bebeluș cu cât plânge la naștere, cu atât reflectă o stare de sănătate. Dacă un bebeluș este moale și nu răspunde niciun fel, nici măcar la stimul de n-a fi șters, da? Este un semn mai puțin favorabil și de obicei nu se prelungește acest lucru și se predă la neonatologie. Deci bebelușul trebuie să țipe pentru a-și destinde plămânii și a lua prima gură de aer, lucru care va duce la o schimbare
apare niște șunturi, ceva pe la inimă. E mai greu ca să vă explic. Ideea este că se schimbă circulația la copil. Odată cu prima gură de aer și destinderea plămânilor cu aer, se întâmplă niște schimbări la nivelul cordului și la nivelul unor artere pe acolo, care fac ca sângele să ia pe un alt traseu față de cât era în viața intrauterină. Și aceste schimbări pentru bebeluși sunt puțin dificile, să spunem așa, da, și trebuie să se adapteze la ele și să facă față. Adică, odată ce a început să țipe, să continue să plângă sau să, eu știu, să respire normal, să aibă aspectul acela de bebeluș viguros, da, care se colorează bine, care este roz, țipă, plânge, este cu tonus foarte bun, are pielicica, da, roșie, adică așa roz, nu albă, palidă. Și, bineînțeles, care are o respirație și o frecvență cardiacă în limite normale. Practic, tot ce v-am descris eu aici este traducerea notei la nașterea bebelușului, și anume a scorului Apgar, care este primit de către bebeluș în urma evaluării de către medicul neonatolog în primul minut de la naștere și apoi la 5 minute. Da? Dacă acest scor este mai mic de 7, se mai fac reevaluări la încă din 5 în 5 minute, astfel încât să fie totul bine. Dar în situația noastră nu vorbim de un scor Apgar mic, pentru că vorbim de un nou născut căruia îi se permite ora magică. Deci asta înseamnă că a luat o notă, da, un scor Apgar, peste 8. Asta înseamnă o notă bună. Și atunci, vom pune bebelușul la mamă și cumva el ne așteptăm să respire normal, să plângă, da, să aibă o respirație cu frecvență normală și o frecvență cardiacă normală. Bineînțeles, el se va liniști, se va simți bine acolo la mama lui, da? Nu înseamnă că va adormi neapărat și chiar dacă va adormi, el se vede că respiră normal, da, are aceeași culoare și aspect cum trebuie, va fi încordat așa cum sunt bebeluși imediat după naștere. Deci va fi un bebeluș viguros, chiar dacă plânge, nu trebuie să plângă acum 20 de minute, ei se liniștesc în momentul în care cumva își aduc aminte, da, că sunt la mama lor în brațe, îi cunosc vocea, îi cunosc mirosul, da, au starea aia de relaxare. Nu înseamnă că trebuie să fie agitați, da? Ei poate sunt puțin agitați atunci în primele minute, după care se liniștesc și le prinde foarte bine acest contact piele pe piele. În această situație în care bebelușul stă la mamă, prea multe lucruri neonatologul nu poate să-i facă, decât să-i asculte poate cu stetoscopul frecvența cardiacă, să evalueze aceste chestiuni primare, după cum v-am spus, da, care fac parte din scorul Apgar. Pentru mai multe informații legate de scorul Apgar, vă recomand să citiți articolul meu de pe www.ioniwellness.ro. Acolo am detaliat foarte, foarte amănunțit toate chestiunile legate de cum anume se evaluează un nou născut la naștere și cum anume se interpretează acest scor și ce anume se poate face atunci când scorul Apgar nu este mic și așa mai departe, da? Deci toate noțiunile astea le găsiți pe site, foarte, foarte riguros detaliate. Dar acum să ne întoarcem la evaluarea nou născutului. Ce ne mai interesează pe noi la un nou născut? Dacă vedem că respirația este îngreunată sau că nu poate să tragă aer foarte bine, bineînțeles că toate lucrurile pe care vi le detaliez eu acum sunt efectuate de către medicul neonatolog și echipa de neonatologie care vine la sală, da? Rolul lor este să se asigure că bebelușul s-a adaptat cu bine la viața extrauterină, adică căile respiratorii sunt permeabile. Dacă cumva vede că nu respiră bine bebelușul, bineînțeles că trebuie aspirat, da? Se folosește o sondă nazofaringeană cu care se aspiră bebelușul, astfel încât dacă trage aer să se ducă aerul în plămâni și nu să se blocheze undeva în nas sau în gât, da? Și lucru care să-l afecteze pe bebeluș. Deci trebuie verificată permeabilitatea căilor aeriene în caz că aceasta dă semne că nu este ok, da? Un alt lucru care trebuie făcut tot în sala de naștere este clamparea cordonului umbilical și îngrijirea bontului umbilical. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că după ce s-au terminat pulsațiile la cordonul umbilical, medicul se ocupă să clampeze partea de cordon care ține cum ar fi de placentă. Da? Se pun două pense și se taie între ele. Una din pense rămâne atârnată la partea de cordon care aparține placentei, adică cea care este pe partea mamei, și cealaltă pensă rămâne atașată de bucățica de cordon de la bebeluș. Da? După ce se termină partea cu ora magică sau dacă s-a predat copilul direct la neonatologie, medicul neonatolog va pune o clemă specială undeva la vreo 3 cm de piele abdomenului, astfel încât să poată pensa cumva să fie scurtă bucățica de cordon care trebuie îngrijit. Se va badejona ușor, da, cu substanțe dezinfectante și se va pansa, astfel încât acea zonă trebuie să fie tot timpul cu o igienă foarte bună. Este o posibilă poartă de intrare a unor bacterii care pot pune în pericol sănătatea bebelușului. Și atunci, acel bont umbilical trebuie îngrijit foarte bine și apoi se fac și descrieri detaliate pentru mamă, cum anume trebuie îngrijit acest bont umbilical până va trece prin toate procesele de mumifiere și apoi de cădere. Da? Deci despre asta o să vorbim separat, dar ca idee, îngrijirea bontului umbilical trebuie făcută tot atunci, imediat după ce ajunge bebelușul, să spunem, la neonatologie și pentru a putea fi predat în liniște mamei să-l poată îngriji singurică ulterior. Bineînțeles, tot atunci, imediat, ori cât e la mama în brațe, dar este puțin mai greu, ori imediat după, trebuie evaluat copilașul de malformații sau atipii
care sunt mari, vizibile cu ochiul liber la momentul respectiv. De ce spun asta? Pentru că la o naștere naturală, bineînțeles, se pot întâmpla foarte multe chestiuni. Copilul poate avea fracturi, poate avea capul deformat, poate avea echimoze, hematoame, tot felul de forme altfel are căpușorului, da? Poate avea, nu știu, anumite hemoragii la nivelul ochiului, adică să-i se spargă niște vase de sânge la nivelul ochiului, da? Poate avea diverse malformații cu care se naște. De exemplu, nu știu, un picior strâmb congenital sau o anomalie pe piele, ceva. O malformație necunoscută, pur și simplu, da? O absența unui membru, Doamne ferește, sau ceva de genul ăsta. Poate să aibă fren lingual foarte bine vizibil, adică limbuța lipită. Ați auzit de chestia asta? Sunt foarte, foarte multe lucruri care le poate avea un nou născut atipice la naștere. Toate aceste lucruri trebuie cumva comunicate mamei chiar atunci imediat și echipa de la neonatologie are, cum să zic, multă grijă și empatie și le explică mamelor chiar pe loc orice chestiune care îi se pare anormală și care, știu, trebuie comunicată și explicată părinților, da? Deci, după evaluarea primară, scorul Apgar și după ce se asigură medicul neonatolog că bebelușul este cât de cât ok și cât de cât sănătos și nu are ceva care să-i pună, eu știu, sănătatea sau viața în pericol în momentul respectiv, o lăsăm pe mama să-și termine partea cu ora magică, adică să se bucure exact de acest eveniment pe care l-a așteptat atât de mult, da? Păi, pentru asta s-a și străduit să nască natural, să se bucure de acest moment împreună cu bebelușul, dacă nu chiar și cu soțul dumneaei care a participat la naștere, da? Deci ăsta este un moment de familie foarte frumos, se fac poze dacă mama își dorește, se fac toate amintirile astea, să spunem, valoroase, care vor ține o viață întreagă. Și după ce s-a terminat partea asta și bebelușul, mama s-a liniștit, a eliminat între timp și placenta și toate lucrurile astea se întâmplă, bineînțeles, în paralel, da? Dacă se consideră că s-a încheiat ora magică, depinde de spital, de clinică, de țară, de protocoale, să spunem că a trecut o oră, da? Și lucrurile sunt ok, bebelușul e liniștit, stă la mama, dacă a vrut să sugă, a stat la sân, dacă nu, nu. Important este că amândoi deja s-au liniștit puțin, s-au adaptat cumva la nou context. Și apoi bebelușul va merge împreună cu medicul neonatolog la evaluări suplimentare. Dacă nu s-a făcut ora magică, după ce a fost echilibrat copilașul și a fost pus pe picioare, să spunem așa, este cântărit, este înfășat și apoi este predat mamei puțin, da? Dacă este bine cât de cât. Depinde de context, dar în principiu, dacă cântărirea a avut loc în sala de nașteri, foarte bine. Oricum trebuie notată ora nașterii, greutatea și scorul Apgar trebuie notate în sala de naștere atunci pe loc și ele fac parte și din partogram, adică din acel document medico-legal prin care se povestește exact ce s-a întâmplat la naștere, că totul se face transparent, bineînțeles. Nu este nimic subiectiv, da? După ce a fost, să spunem, cântărit și totul s-a încheiat cu bine la sala de naștere, bebelușul va merge cu medicul neonatolog la secția de neonatologie. La nașterea prin operație cezariană, lucrurile sunt puțin diferite. De ce spun asta? Pentru că, dat fiind că există acel câmp operator steril, după ce se termină, practic, partea dificilă de a scoate bebelușul bine și sănătos, da? Îl arătăm mamei, așteptăm să termine cordonul de pulsat, și apoi predăm bebelușul la medicul neonatolog, pentru că nu îl putem da mamei care este dincolo de câmp operator unde nu mai este, da, aceeași situație sterilă. Și atunci îl predăm la neonatologie. La neonatologie este tot așa, ca și la naștere naturală, șters de partea de lichide care îl acoperă, cea mai mare parte, nu integral, da? În mare, să fie bebelușul cu pielicica uscată, cum ar fi, da, curățată de lichid amniotic și dacă mai are pelme, coniu sau alte chestiuni, da? Așa, este schimbată păturica asta care e umedă, este cumva primit pe un nou câmp care este curat, îi se face, bineînțeles, scorul Apgar, evaluarea primară, dacă îi bate bine inima, dacă respiră, cum arată, tonusul, da, eliberarea căilor respiratorii în caz că, la fel, nu reușește să tragă aer bine, da, este stimulat, se observă reacția la stimul, da, se verifică dacă există permeabilitate pentru orificiu anal, că și dacă are meconiu este clar, dar dacă nu are meconiu trebuie verificat și, la fel, o mică evaluare primară au unor anomalii sau malformații sau atipii pe care le putea avea copilul, să spunem, și să zicem că nu se știa de ele, da? Deci, cumva, atunci când medicul neonatolog termină de evaluat copilul, îl cântărește, îi pansează bontul umbilical, îl înfașă ușor sau, mă rog, îl strânge într-o pelincuță așa și îl aduce mamii cât mai repede, astfel încât mămica, chiar dacă născut prin cezariană, să poată să își țină în brațe copilașul cât mai repede și să poată face niște poze, să poată să aibă cât de cât un fel de contact cu nou născutul ei, chiar dacă nu a născut poate așa cum și-ar fi dorit din prima. Deci, cumva, se încearcă, se fac eforturi și la cezariană să oferim mamei posibilitatea să-și țină în brațe nou născutul. O mână este de obicei prinsă acolo în sala de operații, lângă masa operatorie. Dar cu acea mână liberă, mămica, în teorie, își poate ține bebelușul pentru câteva minute sau cât este permis în momentul respectiv, da? Să aibă cel, cât de cât acel contact mamă-bebeluș, să facă câteva poze,
să trăiască momentul cât se poate de frumos și emoționant și, bineînțeles, practic, focusul la cezariană este mai mult pe faptul că s-a terminat cu bine experiența, că de obicei cezariana s-a făcut pentru că ceva nu era în regulă, da? Și atunci, practic, mămica este liniștită și are certitudinea că bebelușul ei este bine, că ea este bine și că de acum înainte partea de emoții a trecut și se va focusa pe partea de recuperare și, bineînțeles, că așteaptă cu nerăbdare să ajungă înapoi la salon ca să stea cu bebelușul ei să-l poată îngriji. Practic, indiferent dacă mama a născut prin cezariană sau a avut o naștere naturală, după acele verificări primare care au loc în sala de naștere, respectiv sala de operație, bebelușul va merge la neonatologie împreună cu medicul neonatolog, unde îi se vor face evaluările respective în totalitate, adică va fi măsurat, îi se va face perimetru cranian, perimetru abdominal, îi se vor verifica detalii legate de starea de sănătate, care poate atunci pe moment nu a fost timp să le facă medicul, da? Îi se iau amprente la tălpițe, la mânuțe sau depinde de spitalul unde nașteți, dacă aveți sau nu amintiri cu nou-născutul, da? Și bebelușul va sta la adaptare. Ce înseamnă? La căldurică, dacă este nevoie opțional de oxigen, da? Sunt ca niște clopoței, așa, ca niște corturi, mititele în care stă bebelușul, unde să spunem că oxigenul este în cantitate mai mare decât în aerul general și atunci unii dintre ei se simt mai bine așa, da? În funcție de cum consideră medicul neonatolog. Toate aceste decizii țin de medicul neonatolog și de protocolul spitalului respectiv, da? După acest interval, bineînțeles că dacă au fost anumite probleme de sănătate, trebuie făcute analize la bebeluș și trebuie să îi se facă acele vaccinuri care sunt, în teorie, sunt obligatorii, dar sunt părinți care doresc ei să refuze pe propria răspundere acele vaccinuri obligatorii care se fac la naștere. Este vorba despre vitamina K, care previne hemoragia nou-născutului, și despre vaccinul pentru hepatită B, urmând ca cel pentru BCG, pentru tuberculoză, să fie efectuat doar dincolo de a doua zi de viață și numai la bebeluși care depășesc 2500 de grame la naștere. Dar asta este un subiect separat și o să vorbim separat despre asta. Dar în principiu, dacă copilul este sănătos și este pe protocolul standard, la noi în țară vorbesc, da? Se face pentru hepatita B și pentru vitamina K. Această profilaxie, lucru care este foarte bine de făcut și vă încurajez să mergeți pe protocoale obișnuite așa cum și noi le-am primit când ne-am născut. Așa încât, practic, bebelușul este vaccinat, dacă e mama de acord, și se iau o serie de analize. Da, aceste analize sunt diferite probabil de la un spital la altul. Există niște protocoale standard, dar mai există variații în funcție de spitale și de țări, pentru că unele spitale oferă analize suplimentare, să zic, da, față de cele standard și atunci, în funcție de unde nașteți, vi se vor face screening-uri, poate, suplimentare la bebeluș, pentru anumite tipuri de boli congenitale, de exemplu. Da? Dar, în principiu, o hemoleucogramă, da, o verificare a glicemiei, mai ales dacă mama a fost cu tulburări glicemice, o verificare a hormonilor tiroidieni, dacă mama a fost cu tulburări tiroidiene, grupa de sânge și RH-ul, care este super importantă, mai ales în situația în care mamele aveau RH negativ și este important de a ști cât mai repede dacă trebuie administrat vaccinul anti-RH la mamă, da? Și atunci sunt practic niște protocoale de evaluare a bebelușilor după naștere. Timpul ăsta este practic cel în care mama își revine după naștere. Că au născut natural sau prin operație cezariană, oricum ea va sta măcar 2 ore la acea recuperare. Că iese placenta sau este parte de terapie intensivă după naștere. Ulterior, ea când va veni la salon, bebelușul poate fi adus la ea din nou și poate să înceapă să alăpteze dacă își dorește. Vă invit să intrați pe www.ioniwellness.ro pentru mai multe informații legate de aspectul normal al noului născut și despre scorul APGAR sau nota la naștere pentru a înțelege mai multe legate de acest episod. Data viitoare aș vrea să discutăm despre cum anume arată un nou născut normal, care sunt caracteristicile normale ale unui nou născut și care sunt etapele prin care el trece la adaptarea la viața extrauterină.